În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iubiți credincioși, astăzi este Duminica lui Zaheu Vameșul. Ca să înțelegeți așa din prima cam care este misiunea mea în această duminică, dați-mi voie să-mi aduc aminte de Dumnezeu să-L odihnească părintele nostru profesor arhidiacon Petru I. David. Era un tip sportiv. Acum, în termenii ortodoxiei, l-aș da și caroseria. Era cașetic. Era un om care știa și cât să mănânce și cât să vorbească și cât să se roage și cât să slujească. Și în această aliura lui de a se mișca repede și la fizic, dar și în mod spiritual, era în anii de patriarhat ai patriarhului Justinian la mănăstirea Antim, înainte de a fi mutată de colo-colo, mă rog. Și în prima duminică în care el a fost numit să cuvinteze, era Duminica Slăbănogului. Și când se iasă la predică, prefericitul l-a încurajat, l-a bătut pe spate și a zis: du-te, frate, că ai chip! Ei, să știți că când ne-a povestit nouă, când eram studenți și apoi și mai târziu, acest lucru, din acel moment mi-am fixat ca atunci când voi fi în fața lui Zaheu, să pot să ies în fața dumneavoastră cu bucuria că am chip. Zaheu era mic de statură și se străduia să vadă pe unde trece Iisus și, neputând să vadă de mulțime, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă, zice Scriptura după Luca. Înălțimea lui Zaheu, să știți că este cea care spune despre el multe, cum de altminteri și despre mine spune multe. M-am chinuit toată copilăria mea și adolescența, vă imaginați că nu mi-a fost foarte ușor să fiu cel mai mic din clasă, în clasa 1-a, 2-a, 3-a și până la seminar să rămân tot așa. Și m-am mai îndulcit eu așa cu tot felul de lucruri care să scoată în evidență alte calități decât cea pe care nu aveam, cea de înălțime. Mai spuneam la un moment dat că esențele tari se țin în sticluțe mici și așa mai departe. Ei, până la urmă să știți că mi-a trecut această dorință de a acoperi o neputință. Atunci când am dat piept cu Sfânta Scriptură mai, în modul cel mai serios, și când am aflat că nimeni, străduindu-se, nu poate să adauge staturii sale un cot. Deci, gata. De atunci m-am oprit. Nu m-am oprit din creștere, în creștere m-am oprit de mult. M-am oprit din a gândi că pot să fac ceva. Și de atunci m-am ambiționat să mă întorc spre personaje. La început din istoria universală l-am văzut pe Napoleon că nu s-a văietat. Apoi am dat în Scriptură despre Zaheu și iar m-am oprit pentru că am zis gata. Din toată mulțimea care îl înconjura pe Mântuitorul, cu siguranță că ar fi fost și câțiva înalți despre care toată lumea să fi știut, și totuși Evanghelia după 2000 de ani ne vorbește despre cel mai mic dintre ei, despre Zaheu. Ei, ce vreau să vă spun astăzi, să trec la subiect. Evanghelia după Luca și imaginea lui Zaheu, mai marele vameșilor, vedeți că el era mic de statură, dar era mai mare cu funcția. Mai există și pe la noi acum funcția, dovoară, gradul și așa mai departe, nu intrăm în amănunte profesionale, dar îmi prilejuiește mie să vă vorbesc despre identitate și strategie. Țineți-vă bine că am ceva de spus, nici eu nu sunt prea lăvurit, dar o să mă lăvuresc în fața dumneavoastră. De multe ori v-am vorbit despre a fi și a avea, le-am tot întors eu. Dar astăzi am să vă spun ceva foarte interesant, nu v-am mai spus până acum, că de fapt, ca să fii fericit, ca să fii om de succes,
Și aici vreau să fac o paranteză pentru că am vorbit de foarte multe ori despre această definiție a fi sau nu de succes, încât am câteva datorii față de niște fii duhovnicești foarte apropiați care m-au întrebat, până la urmă eu vorbesc în termeni tehnici de cele mai multe ori, ce vreau eu să spun prin acest să fii om de succes. Păi credeți că succesul înseamnă ceea ce ne spune această societate bolnavă despre succes? Nu. Eu vorbesc despre alt fel de succes. Succesul este a te simți bine cu tine însuți și a face ceea ce simți că faci cu randamentul maxim. Și ca să închei această frumoasă paranteză, mi-aduc aminte de un caz din justiție când un avocat a dat în judecată pe un instalator care i-a făcut o lucrare acasă. Parcă vă sună cunoscut așa prezența instalatorului prin casele dumneavoastră. Și era foarte, foarte nelămurit acel avocat și în fața judecătorului chiar l-a admonestat pe instalatorul de față, spunând, măi omule, mi-ai cerut $200 pe oră ca instalator, păi să știi că eu ca avocat nu câștig atâta pe oră. La care instalatorul foarte smerit a zis, să știți că nici eu când eram avocat nu câștigam atât. Așadar, dacă vreți să fiți oameni de succes, vreau să fiți, nu să fiți ca alții, să fiți ca dumneavoastră înșivă. Dom'le, omul când a văzut că nu poate să câștige mai mult din avocatură, s-a luat de ceea ce simțea el că știe și iată că i-a ieșit. Încheiem paranteza ca să bucurăm pe cei care erau nelămuriți vis-a-vis de termenul acesta de om de succes și acum să trecem mai departe. Ca să fii om fericit sau de succes sau om liber, nu trebuie să agonisești, adică să ai, ci trebuie să dai. A da este rudă cu a fi, nu cu a avea. Deși mai spune câte unul, o, domne, dacă aș avea și eu, dacă aș avea, aș da și eu, dar n-am suficient. Apoi, fraților, Părintele Arsenie ne spunea să dăm din ceea ce suntem, nu din ceea ce avem. Vă aduceți aminte de cel care stătea cu mâna întinsă și părintele băgând mâna în buzunar, n-a găsit niciun leu săracul, niciun sfanț, venea de la aiut și n-avea nimic. Nici buzunarele nu erau finite, erau infinite, adică puteai să treci prin ele, așa că nu erau cusute, n-avea nimic în el. Și atunci, scoțând mâna goală din buzunar, a zis, dar omul ăsta trebuie să-i dau ceva. Și l-a îmbrățișat. I-a dat o mână caldă și a zis, uite, n-am nimic să-ți dau, dar primește de la mine o mână caldă și o îmbrățișare. Și a fost foarte mulțumit cercetătorul acela, care a recunoscut că n-a primit niciodată atât de mult așa ceva. Asta înseamnă să fii și să dai din ceea ce ești, nu din ceea ce crezi tu că ai sau nu ai. Poți să mai dai și din ceea ce nu ai, prin ceea ce ți se pare ție că nu ai. De exemplu, poți să dai din timpul tău un timp foarte prețios. Dar poți să faci din a da timp chiar o carieră. Uitați-vă la mine, cariera mea este a oferi timp. De unde? Din cel pe care nu îl am. Și Dumnezeu mi-l dă, tocmai pentru că eu vreau să fiu în fața celorlalți unul care oferă ceea ce și el însuși credea până mai de ună zi că nu are. Și acum să trecem la adevăratul subiect. Ce credeți că ne ține în loc să fim fericiți, liberi sau de succes? În primul rând, câteva principii de viață. Unu ar fi acela că luăm în seamă prea mult ce se întâmplă în jurul nostru. De exemplu, plouă. Noi avem programat un picnic. A picnic in the forest. Și ne uităm la ploaia aia că ne-a stricat ploile pe românește. Vă întreb acum, cinstit, cine-i de vină? Ploaia sau reacția noastră? Sau așteptarea noastră? Haideți să vedem. Ploaia face să crească și iarba, poate să crească și spinii. Poate să bucure un agricultor, poate să întristeze un turist care a venit la plajă. Așadar, ploaia e de vină? Nu este aceeași? Nu este cu aceeași formula apei, hidrogen de două ori și oxigen odată?
Atunci haideți să mergem mai la adânc. Nu cumva reacția noastră la prezența ei este problema? Așadar, problema nu este în mediu. Problema nu este în curtea vecinului. Nici măcar sub condeiul șefului. Este la noi. Cu ce reacție vom avea noi la ceea ce scrie șeful despre noi? Sau ce spun colegii despre noi? Sau ce fac unii sau alții? Reacția pe care o avem noi în întâmpinarea realității care este în față. Ce avem noi cu biata ploaie dacă noi aveam de gând să ieșim undeva? Înseamnă că trebuie să ne reorientăm și să vedem cum să facem să adunăm pe cei pe care i-am invitat în altă parte, acolo unde ploaia să nu ne ajungă. Așa se poate întâmpla foarte frumos și cu ceea ce spun ceilalți de lângă noi. De multe ori vin la mine fii duhovnicești care sunt deja intrați în panică. Zic, dar ce se întâmplă? Păi deja îmi pierd locul de muncă. O, zic, ce prilej minunat! Bineînțeles că cei care mă cunosc mai de mult îmi cunosc stilul, dar sunt foarte mulți care nu mă cunosc. Să uit așa la mine, ăsta cred că a luat-o puțin rara. Și spun, da, uite, am să îți prezint niște lucruri la care tu nu te-ai gândit. De cât timp ești în locul acela de muncă? Păi de 15 ani și nu crezi că a venit vremea să mergi mai sus? A, nu, că niciun caz nu o să merg mai sus dacă mă dă jos de aici. Păi nu, aia e numai în capul tău. Dumnezeu îți arată posibilitatea că vrea să te ia dintr-un lucru și să te ducă la mai bine. Să faci într-adevăr ceva. Nu o să poți să faci două lucruri deodată. Nu o să poți să fii pe un stat de funcții și personal și sus și jos. Trebuie să accepti o anumită evoluție pe care Dumnezeu ți-o dă treptat. Nu poți să umpli un sac dacă el e deja plin. E, șeful tău a scuturat întâi sacul și acum e sacul gol și pune ceva de preț. Așa se pune problema. Pentru că altfel credem că are șeful ceva cu noi sau are vecinul ceva cu noi. Nu, el n-are nimic cu noi. De ce? Pentru că, de fapt, noi suntem egali. Mă, fraților, dar nu e egal de așa că dacă ești pe funcția aia, ești egal cu ta. Nu, nu, nu. Suntem la fel. Îl vedeți pe Mântuitorul mereu amestecat printre vameși, păcătoși, farisei, desfrânate. De ce? Pentru că el ne transmite un semnal. Măi, copii, suntem toți la fel. Ce ne diferențiază, de exemplu, de un criminal? Vă spun eu. Ceea ce facem sau ceea ce nu facem, nu ceea ce suntem. Suntem cu toții oameni. Care este diferența? Că el face o crimă și noi nu o facem. Sau o face într-un fel și noi o facem altfel. Că dacă vorbim de starea de păcat, bineînțeles că noi junghiem pe vecinul mai des decât are el probleme cu șișul altuia. Așadar, diferența între noi este a face. Haideți că astăzi suntem la verbe auxiliare și cam pe aici ne învârtim. Dar cu a avea ce facem? Cu a avea, ca să înțelegem, să transformăm pe a avea în a fi și invers, trebuie să știm să le negociem. Și anume, primul lucru, haideți să înlocuim pe a avea cu a fi. Înseamnă că putem să spunem, dacă am bani, pot să fiu milostiv. Dacă am răbdare, sunt răbdător. Dacă am o anumită virtute, sunt virtuos. Și iată că am luat din a avea și am făcut a fi. Dar să știți că nu este nici rău să facem și invers. Din a fi, a avea. De exemplu, vine cineva și spune, sunt depresiv. Fiți atenți că este boala secolului. Și zic, nu ești depresiv. Numai în măsura în care te identifici tu cu diagnosticul, atunci poți să zici așa ceva, dar să te văd ceva, nu e bine să zici așa ceva. Să spui că ai un sentiment de depresie. Ai o părere că s-a schimbat ceva și nu poți să controlezi. Dar nu mai spune, te rog frumos, că ești depresiv sau ești bolnav.
ai un diagnostic, dar nu ești bolnav. În momentul în care te identifici cu diagnosticul, cu boala, cu siguranță că a fi ăsta nu mai are cum să-ți dea voie să trăiești liber și să ai succes. De aceea, trebuie să învățăm ce să facem cu acest a fi al nostru. În primul rând, să nu avem atașamente. Atașamentul, să nu credeți că este așa un termen care se învârte numai în jurul unor persoane. Te-ai atașat de ceva. Vă aduceți aminte de soția lui Einstein când trebuia să plece din Germania în America pentru că venea războiul și era soarta pecetuită. Se văieta unei vecine și bune prietene. Vai, dragă, dar m-am atașat de fiecare tacâm din casa asta, de toată veselea, de tot mobilierul ăsta, m-am atașat și nu pot să plec de aici. Și trecând prin cameră așa, cu gândurile lui pe la ecuații, Einstein s-a întors și a zis: auzi, mă, femeie, să spun ceva, lucrurile astea de care zici tu nu s-au atașat de tine. Înseamnă că putem să eliberăm tot ceea ce credem noi că ne apasă prin simpla noastră gândire, puțin schimbată, vis-a-vis de situație. Și atunci dacă tu, de exemplu, te atașezi de o persoană, dar constați că acea persoană nu este atașată de tine, îți face rău dacă mai păstrezi acest atașament. Să nu vorbesc despre lucruri, că acolo puteți să ziceți că e mai simplu. Te atașezi de un anumit gen sau o anumită perioadă, să zicem, stilistică de îmbrăcăminte, să spun așa. Și eu, să știți că am purtat foarte multă vreme un gen de cravată foarte, foarte îngust, până m-a întrebat cineva de ce port așa. Zic, da, dar când eu am început să port cravată, așa se purta. Și mie așa mi se pare că trebuie să arate cravata. Acum m-a ajutat Dumnezeu că sunt mai mult reverendă și când nu sunt reverendă port papion ca să nu mai spună nimeni că s-a demodat în vreun fel dimensiunea. E adevărat că îl port câteodată și înainte de ora 5, cum am aflat, și mereu sunt admonestat că nu s-ar purta decât de la anumită oră sau mai departe. Dar aceasta este o etichetă, că aici vreau să ajung. Ne atașăm și de etichete. Uitați-vă la cineva care este atașat de imaginea lui proprie, cât de stresat este dacă are o pată pe un guler. Pa, s-a terminat, la lumea poate gândi, la lumea poate să facă absolut nimic. De ce? Pentru că s-a atașat de o identitate pe care i-a creat-o cineva sau și-a creat-o el printr-o prea atentă așezare a ochiului pe ceva exterior. Acum să știți că nu vă îndemn să purtați tot felul de pete sau să purtați meniul pe dumneavoastră. Nu, asta e exclus. Numai că aș vrea să știți că în afară de pata pe care o puteți avea pe haină, puteți să aveți și altceva. Eu am fost în timpul celor 5 ani de seminar foarte, foarte criticat de către profesorii mei, pentru că aveam în anturaj colegi despre care profesorii spuneau că nu sunt la aceeași valoare. Și am spus, dar nu, suntem la fel cu toții. Eu eram nebun așa mai de mic. Și ei mi-au spus că o să am foarte mult de pierdut. E adevărat, prima pierdere era că nu aveam o notă mai mare pentru că eram în același anturaj cu cei pe care ei îl considerau la o anumită valoare. Dar norocul meu, și să nu faceți dragi copii ca mine, eu am avut o mare șansă pe vremea aceea. Pe vremea mea nu se punea în discuție nota. Și la sfârșit nu se trecea la facultate de la cursuri medii la cursuri superioare printr-o diplomă care să spună că ai 10 la toate materiile. Nu, se dădea un examen, norocul meu. Acum probabil că trebuie să-mi dezvolt un alt gen de discurs ca să le spun și celor care sunt presați de notă, dar lăsați-mă să vorbesc în fața lor despre acest subiect. Fraților, să mergem mai departe cu Zaheu.
Să nu crede cineva acum că vorbesc numai despre mine. Nu, eu vorbesc despre, acum despre Zaheu și aveți în față un exponent care la 1,64 m chiar să crede că este Zaheu, măcar ca înălțime. Ce s-a întâmplat cu el? El avea dorința de a-L cunoaște pe Hristos și credea că a dobândi ceva îl va ajuta să își modifice identitatea oarecum. Dar pe drumul coborâșului din Dud până acasă și-a dat seama că dacă vrei să fii fericit, liber sau de succes, nu trebuie să ai și să acumulezi, ci să dai. Și când a ajuns acasă, deja a găsit formula. Jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. De ce? Pentru că și-a dat seama de un lucru pe care și noi ar trebui să-l conștientizăm. N-avea loc Hristos cu toată mulțimea din fața casei lui, pentru că în casa lui se adunaseră multe. Și a spus, ca să fac un târg, să intre mai mulți, că Hristos deja era împărțit în mai mulți, ca să intre toți, trebuie să dau din casa mea ceva. Spuneam acum câteva zile cuiva care se văieta că era casa cam goală. Și zic, o, fraților, să vă spun despre case. Te duci prima dată când nu stă nimeni, când sunt numai cărămizi, zis la roșu. Și casa ți se pare foarte mare, pentru că așa și este, mare. După aia când te duci, după ce este dată și o mână de var, casa începe să se structureze altfel, să vezi că bucătăria nu e chiar așa de mare cum ai crezut, baia nu e așa de spumântător de mare, camerele sunt în regulă, totul este bine. Când te duci la prima înfățișare, când vine omului și ma, soacră și ta, socru și nu știu ce, deja începe să se creioneze și un rând de mobilă într-o cameră, numai într-o cameră, îți dai seama că deja casa este în regulă. E, după 2-3 ani, nu mai ai loc în casă. Pentru că, cum deschizi ușa, e o statuetă, te duci mai încolo, e un fotoliu pe care l-a dus ta, socru, care n-are nicio legătură cu stilistica clădirii sau cu arhitectura, mai încolo este o masă care are o față de masă făcută macrame și nu poate să o arunce că e de la bunica din partea soției și începi la un moment dat să vezi cât aglomerație este pe acolo. Să știți că aglomerația nu este numai în casă, este și în cap, e la fel. Ai ideea cu tare, ai ideea cu tare, ți s-a spus una alta și începi la un moment dat să ai o aglomerație cu care, dacă nu ești atent, nu mai poți să fii, ci numai să ai. Să ai paia, să ai paia, să ai paia. Imaginați-vă că rețeta pe care astăzi Zaheu ne-o dă este aceea că, dacă vrem să fim liberi, trebuie să ne eliberăm de atașamente și de tot ceea ce ne ține în loc. De aceea vom trece mai departe la un alt aspect. Ce s-a întâmplat cu Zaheu în momentul în care a aflat că a fost văzut? Deși era mic de statură, el alegând o strategie de a se sui într-un dud, a devenit vizibil. În momentul acela, la o primă cercetare a fișei postului, prima caracterizare ar fi de ridicol. Te vede dita mai omul într-un dud. Dar în momentul în care i s-a spus, grăbește și du-te jos, căci astăzi în casa ta se cade să rămân, să nu credeți că a coborât numai din dud. El a coborât din minte în inimă. Asta este următoarea etapă pe care trebuie să o facem. Multe avem în cap. Multe ne odihnesc. Multe gânduri vin toată noaptea și nu ne lasă să ne odihnim. Și astăzi învățăm strategia de lucru. Dacă vrem să ne odihnim, să coborâm gândurile în inimă. Pentru că pe drumul de la minte la inimă, multe din aceste gânduri și atașamente se vor topi. Nu vor mai încăpea toate în inimă, pentru că inima are o structură de a cerne lucrurile și a lăsa numai ceea ce trebuie.
De exemplu, dacă sunt 10 persoane pe stradă și sunteți într-un oraș necunoscut, din acele 10, așa inima vă spune, numai la unul să vă duceți să-l întrebați unde e strada cu tare sau cu tare. E vorba de simpatie și de antipatie. Simpatia și antipatia nu și-au sediul în cap, așa cum își avea funcția sediul în capul lui Zaheu, ci avea o altă reședință, inima. Când Mântuitorul spune, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, nu e vorba numai de casa lui din 4, 6 sau 25 de pereți, ci e vorba de casa sufletului. Imaginați-vă că el când a spus, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, averea aceea era pentru toată casa lui, pentru toate rudele lui, pentru toți nepoții și viitorii nepoți. Așadar, el când a renunțat, n-a renunțat numai la el, ci a vrut să-și ridice tot neamul. Asta înseamnă să cobori din minte în inimă. Ce poți să lași urmașilor tăi? Poți să lași câteva bunuri care cu siguranță că în prima etapă se vor demoda, în a doua etapă vor deveni sursă de invidie, iar să nu uităm că mai este o etapă, aceea în care trebuie să mai și repari ce primești ca moștenire. Așadar, dacă ne referim la lucruri materiale, cu siguranță că încep lucrurile să scârție. Haideți să lăsăm niște principii copiilor și nepoților noștri. Să-și aducă aminte, bă, cum trăia Bubu, bă. Nu-i trebuia mare lucru. De fapt, oamenilor, dacă ați ști cât de puține ne trebuie, v-ați trezi și v-ați da seama că a trăi frumos este loc în fiecare zi de schimbare și de lucruri care să ne arate propria noastră identitate. Pentru că Zaheu, din momentul în care a coborât din Dud, nu mai era Zaheu, mai marele vamișilor pe care îl știau toți. Poate că îl știau și de frică unii. Nu mai era același om. Noi, acum, ne-am urcat cu mintea să venim la biserică. Dar cum trebuie să plecăm de la biserică spre casă? Trebuie să coborâm din minte în inimă. Să vedeți câte lucruri din minte nu mai au loc în inimă. Pentru că acel pogorământ pe care îl facem noi cu gândurile noastre ne învață să trăim frumos și ne aducem aminte nu de principii, ci de moduri de viață. În cap avem un ceas pe care nu l-am avut niciodată de 30.000 de euro. Dar când ajunge dorința aceea în inimă, îți dai seama că degeaba ai ceas dacă n-ai timp. În ceas, în capul nostru, avem gândul la tot felul de palate. Dar când coborâm în inimă, îți dai seama că dacă nu ai un cămin, n-ai făcut nimic, nu poți să locuiești în mai multe dormitoare în aceeași noapte. În capul nostru avem nevoie de cine știe ce mașină, dar când ajunge în inimă acest gând, ne spune că noi, de fapt, trebuie să ne deplasăm de colo-colo. Așadar, aceasta este invitația și tema de astăzi. Să coborâm și noi în drumul nostru de la biserică spre casă, din mintea care judecă pe toată lumea care ne înconjoară, în sufletul care deja are un gen de a selecta lucrurile astfel încât să rămână esențialul. Și atunci, cu siguranță, vom înțelege ce a declarat Zaheu. Jumătate din averea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Așa să ne ajute Dumnezeu.